Domnul Cosmaia, iată că s-au împlinit 11 ani de când ați lansat acest generos proiect cu trofeul Victor Hănescu. Da. Chiar îl întrebam pe domnul Hănescu cât de important a fost sponsorul asociat cu numele său pentru a asigura viabilitatea proiectului în timp. Desigur că și brandul și sponsorul s-au completat reciproc și amândoi factori au dus la ceea ce s-a întâmplat, respectiv la această a 11-a ediție, care este, după părerea mea, un succes fantastic. Am avut peste 110 concurenți, 58 de cluburi, ceea ce spune foarte mult. Și sperăm să o ținem tot așa și anul viitor să fim și mai buni decât suntem în prezent. Dumneavoastră sunteți omul despre care actualul președinte al Federației și nu numai spunea că dacă n-ar fi fost, trebuia inventat și dumnealui și firma pe care o reprezintă. Sunteți unul dintre promotorii tenisului, nu numai la Curtea d'Argeș, oraș pe care practic l-a spus pe hartă prin această bază, pe harta lumii, să da, zicem așa. Da, ați sesizat foarte bine, uite, de exemplu, acum, la 110 copii, gândiți-vă că au fost încă doi părinți cu fiecare, deci 220. Aproape 350 all together, toți. Deci, gândiți-vă că ăștia, oamenii ăștia s-au cazat în oraș, au mâncat în oraș, au lăsat bani în oraș, ceea ce este un lucru extraordinar. Și nu numai, pentru că mă gândesc la acele turnee internaționale în care au venit oameni din Australia, din America de Sus, sau mai știu de unde. Uitați-vă la distribuția pe hartă, să vedeți de unde au venit oameni. Au venit de la Cluj, Oradea, Satul Mare, de la Constanța. Deci este fantastică participarea. Eu sunt foarte, foarte uimit. Chiar uimit sunt. La criza asta de bani și la tot ce se întâmplă, părinții au un cuvânt de spus, sigur că da, vă dați seama, ei se duc cu copiii, fac sacrificii mari, se duc cu copiii peste tot. Dar apropo de sacrificii, mi-amintesc de prima ediție la Domnești, când l-am invitat pe Victor și era la US Open și nu știam cum să facem să ajungă la festivitatea de premieră și am sponsorizat noi biletul de avion, era vreo $1,300 atunci, numai ca să vină să ajungă la festivitate. Adică era un cost adițional, că da, știți că dacă ții biletul înainte cu o zi, deja e... Știu că și, foarte rar s-a întâmplat să lipsească. Asta se numește sacrificii, da. Foarte rar s-a întâmplat să lipsească Victor de la o festivitate de premieră. Odată, cred odată sau de două ori în 11 ani, ceea obiectiv, ce e fantastic. Da, obiectiv. Da, adică cauze obiective. Obiective, da. Era în turnee, n-a putut să plece și așa mai departe. Dacă faceți o analiză pentru ceea ce s-a întâmplat anul acesta, strict anul acesta, aici la Curtea d'Argeș, sunteți mulțumiți de ceea ce s-a realizat? Da, sunt foarte mulțumit și vreau să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest succes, respectiv domn profesor Borțan, și bineînțeles trebuie să mulțumim presei locale pentru promovare și sperăm că anul viitor lucrurile să iasă și mai bine. Deci avem promisiunea că vom continua anul viitor? Noi așa sperăm. Anul ăsta am împrumutat trei turnee la Timișoara, dar anul viitor sperăm să le luăm înapoi și sperăm să ne facem treaba așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani. Dar oricum, cu siguranță vom avea parte de ediția 12-a turneului Victor Hănescu. Sigur asta. Cu siguranță. Este ediția, practic, este practic trofeul emblematic pentru ceea ce se întâmplă la Curtea d'Argeș. Da. Este un turneu foarte, foarte elegant. Dacă vă uitați, încă o dată, mă repet, dacă vă uitați pe distribuția participanților, este fantastic.
Plus faptul că a strânit emulație în rândul copiilor. Da. Pentru că stau și mi-aduc aminte de câte ori a venit Victor, veneau o sumedenie de copii ca să schimbe o minge cu Victor, da, sau să le semneze și aici, în locul ăsta, da, unde, da, sunteți, da, da, l-a semnat atâtea tricouri, atâtea șăpcuțe, atâtea mingi. Da. A fost înconjurat de copii, de dragostea lor. Aici trebuie să-l felicităm pe Victor, pentru că este un om modest și foarte adevărat. A fost foarte, foarte, foarte... Chiar spunea că a venit la antrenament. Aici, da, a venit la antrenament, da, de la antrenament, da, astfel. Absolut. Și s-a înscris în timp. A spus 12, da, jumătate și la 12:20 era așa, aici. Exact. Probabil că am învățat ceva din punctualitatea nemțească de la firma dumneavoastră. Sau? Nu. Victor a învățat din turnee și din viața lui, pe propria piele. Din civilizația sportului. Exact. Să sperăm că și noi vom reuși să ducem mai departe această idee de civilizația sportului, de exactitatea drepturilor de sponsor ca dumneavoastră. Vă urăm multă, multă sănătate dumneavoastră și nu știm cum să mulțumim firmei dumneavoastră care practic a pus acest oraș pe harta turistică a lumii prin acest turneu. Că altfel eram, să mărtă Dumnezeu, necropolă regală. Dar pe lângă o necropolă parcă merita și una sau mai multe competiții da, sportive. Mă așteptăm care și alți întreprinzători care să inventeze și alte turnee, nu numai tenis de câmpi. Se poate juca și handbal, și fotbal, și de toate. Așteptăm și alți competitori, alți sponsori și sperăm să iasă ceva. Noi vom transmite ca o provocare din partea noastră. Trebuie să urmăm exemplul Clujului. Uitați-vă la Cluj ce s-a făcut acolo. Deci se organizează un eveniment după celălalt. Și asta ține pline toate unitățile de alimentație publică, hotelurile, economia se învârte. Asta trebuie să se întâmple și în Curtea de Argeș. Curtea de Argeș trebuie să nu se revină la viață, pentru că nu e moartă, trebuie să crească. Da, are exact datoria să crească. Exact. Să crească pentru noi și pentru cei care vin după noi. Vă foarte mulțumim, domnul director general. Mulțumesc.